Salariații rani, dar și cei disponibilizați, au primit o parte din restanțele salariale. Administratorul judiciar a reușit să facă rost de fonduri pentru a amortiza din datoriile către actualii și foștii angajați, însă rămân alte salarii neachitate, iar oamenii au ieșit din nou în stradă. Lichidatorul a încercat să achite la cei care au rămas 150 salariul pe septembrie și avansul pe octombrie. Cei disponibilizați au rămas cu salariile restante, a achitat iunie. Deci partea lui de pe 14 până la 30 iunie, la toată lumea. Cei care mai aveau de primit bani, restul sunt la masa credală. Deci până în 14 iunie se regăsesc la masa credală pentru toți salariații. Pe iunie s-a lichidat de pe 14 până pe 30 iunie. A rămas iulie neachitat pentru toți salariații și august neachitat pentru toți salariații. Deci două luni pentru toți plus lunile care sunt la masa credală. Din ce fonduri s-au alocat salariile restante? Probabil din încasări, deci s-a vândut fier vechi, probabil și din contractul de închiriere cu primăria, deci suma asta a ajuns ca să achite respectivele salarii. Pentru a achita și restul de salarii, trebuie să încaseze mai mult pe vânzare, pe ceva. De data aceasta, angajații rani au protestat în fața sediului regiei din Drobeta, Turnul Severin. Aceștia spun că banii sunt pentru toate restanțele, însă nimeni din actuala conducere nu dorește să ajungă la o înțelegere. Au vândut locomotivele, trei locomotive, au vândut 30 de vagoane și salariile și le iau ei. Iar ei, cei de aici din rând, aici, care sunt aici, care i-au oprit domnul Bordea și cu restul de... Și restul, în continuare, sunteți nemulțumiți că nu vă primiți? Suntem nemulțumiți fiindcă am făcut numai datorii pe la farmacii, că suntem bolnavi. Nu suntem, că n-am muncit la ran și m-am învoit acasă. Am muncit la ran, am plecat dimineața, am plătit de la Podul Gruii microbuzul din banii mei. Până acum ar fi trebuit să primim și bani și tichete. Ce ați primit? Până acum ar trebui să primim și bani și tichete și n-am plătit nimic. N-am primit nimic, numai promisiuni. Ce am primit? Am primit 29 de lei. Se poate trăi cu 29 de lei? Păi ce să fac cu ei? 5 pâini! Avem copii la școală, întreținere, am regia neplătită de 6 luni de zile și ne trimite că plătim penalități. De unde să le dăm penalitățile? Când ei nu ne dau nimica. Oamenii spun că vor continua protestele până când își vor primi toți banii restanți.